Din cauza secetei și a încălzirii globale, companiile de apă din Olanda caută noi resurse pentru viitor. Iar una dintre direcțiile în care se îndreaptă nu e tocmai îmbietoare. Mai exact, e vorba despre purificarea apei menajere, inclusiv a celei provenite din toalete. Apa uzată poate deveni potabilă. Municipalitatea din orașul olandez Emmen testează această soluție pentru viitor. Hier kijken we of afvalwater, gezuiverd afvalwater, een aanvullende bron kan zijn in de drinkwaterproductie. Voldoet dat aan alle eisen, met name de hygiënische kwaliteit. Je moet er niet ziek van worden. Dus daar heb je een uitgebreid meetprogramma voor nodig gedurende langere tijd. Inițiativa pare una disperată, dar și situația este una critică. În Olanda, ca și în alte părți ale lumii, consumul crește de la un an la altul. Vremea e tot mai capricioasă, perioadele secetoase sunt tot mai lungi, iar sursele de apă potabilă rămân aceleași. Pentru a preveni o posibilă penurie, companiile de distribuție caută noi soluții. In sommige delen van Nederland hebben we op dit moment al een probleem, zeker in droge tijden, als het gaat om voldoende water kunnen leveren. En richting 2030 zien we dat probleem in alle regio's in Nederland ontstaan. Alle 10 drinkwaterbedrijven krijgen daar problemen mee. Er is een hele belangrijke noodzaak om ervoor te zorgen dat er nieuwe bronnen kunnen worden aangeboord door de drinkwaterbedrijven om die productie op gang te houden en ook in die groeiende behoeften te kunnen voorzien. Una dintre posibilele soluții e combinarea mai multor surse, cum ar fi apa proaspătă, apa de mare desalinizată și apa menajeră purificată. Gebieden waar weinig water is, qua oppervlaktewater of grondwater, daar zou dit eventueel een oplossing kunnen zijn. Bineînțeles, soluțiile neortodoxe trebuie să fie completate și de mai multă economie în rândul populației, susțin companiile de apă olandeze.